venit la proful online cu, cu exerciții de matematică. Gata, ne apucăm de treabă. Clasa a patra. Întârziere. Clasa a patra. Da. Aici este scris. Tema pentru acasă. Probleme diverse, da? Da, da, probleme. Da. Sperma. Hai, lasă-l zi, David, zici ca ce ai acasă. Bun. Fetele. Zi, Davidul. Da. Am eu. Hai. Deci, trei prieteni ajung la o cabană și cer să mănânce. Până vine cabanierul, ei adorm. Primul se trezește, numără merele aduse pe masă, consumă partea care îi se cuvine în mod corect, apoi se culcă. Se trezește al doilea, excursionist, și neștiind că primul a mâncat mere, calculează partea care îi se cuvine din merele rămase. O mănâncă și se duce și se culcă. La fel procedează și cel de-al treilea. Câte mere au fost dacă pe masă au rămas o mere? Ca să mai citești, da? Da, e foarte... E teribilă problemă. Frumoasă problema. Hai să vedem. Trei sunt, nu? Da, trei, trei. Da. A, B, C. Sigur că da. Hai să zicem. Ia zi. Davide, mai citești odată sau până mie? Da, mai citești. Ce? Sunt cei trei prieteni. Citim. Trei prieteni ajung la o cabană și cer să mănânce. Așa. Până vine cabanierul, ei ador. Primul se trezește. Numără merele aduse pe masă, consumă partea care îi se cuvine în mod corect, apoi se culcă. Adică cât consumă? Adică partea lui, nu știu. A treia parte. Al treimii, nu sfert. Ai vrut să faci fracții. Deci... O consumă o treime. Exact. Partea care îi se cuvine, partea zice. Partea care îi se cuvine. Nu un sfert. Nu un sfert. Nu a fost patru. Dacă erau patru, aveam sfertul. Dar sunt trei. Deci, pe masă era grămada de miere, da? Nu știu câte miere erau. O parte la trei. Eu o parte în trei grămez. Da. Exact în trei grămez. Și mănâncă își luat, ia grămada lui. Și pe celelalte două le amestecă, ia le pun la loc și nu se prindă. Ce șmechere. Da? Se trezește al doilea excursionist și neștiind că primul a mâncat mere, calculează partea care îi se cuvine. Deci împarte din nou în trei. Ba nu împarte în trei. Ba da, 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 da. El spune, bă... Ăla n-a mâncat. Da, da, nu știu, nu a mâncat. Ăla și al doilea când s-a sculat, Casandra când se scoală, vede doar grămada. Exact cum ați fi voi trei. Așa. Se trezește Davide, mănâncă partea care îi se cuvine, se culcă. Se trezește Casandra, neștiind că Davide s-a trezit, corect, domn profesor, da, nu? Așa am înțeles bine, tu împarți iar în trei, tu fată corectă, împarți iar în trei și mănânci doar partea care ți se cuvine. Eu împart iar în trei, pentru că sunt mult mai corectă decât ea. La fel procedează și cel de-al treilea. Câte mere au fost dacă pe masă au rămas 8 mere? Deci după ce au împărțit... Daria, ultima dată, da, trei, au rămas și-au mâncat partea ei, au rămas doar 3. Asta e metoda mersului înapoi, domnule. Da, facem 8 ori 3, pentru că eu am împărțit la 3. Așa, și facem 8 ori 3, ca să vedem cât erau la început. Și faci 24. Apoi, da, și facem apoi 24. Altceva mai rău. Eu am înțeles, îmi dam not 8. Deci 8 au rămas. Au rămas mai 8. Păi înseamnă dacă au rămas 8 și au împărțit în 3, adică... El la început a împărțit în 3. O parte e 4. Asta-i. Asta-i. Bravo. 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 Deci, bine, bine o parte problema. E 4, 12 plus deci, 4, draga mea. Au rămas două părți acolo. Exact. Cele două părți, că tu nu știi că ei n-au mâncat. Corect. Și tu le-ai lăsat... Cele părțile două părți, părțile, da? Da? Două părți le-ai lăsat. Dacă și tu ai mâncat numai o parte. Înseamnă că ai mâncat patru. Pentru că au rămas 8, mama, 4 a lui și 4 a ei. Ai înțeles? Și deci tu ți-ai mâncat doar partea. Deci tu când ai văzut 8 repede, vezi, graba, atenție multă. Da? 3 ori 24. Da, le mulțim. Dar tu n-ai surprins că ai împărțit cât ori fi fost acolo în 3. Da. Și ți-ai mâncat numai partea ta și cele două părți. Au rămas. Au rămas pentru cei doi. Dar voi știți ce înseamnă o treime? Da, ceva adică a treia parte. Adică dintr-un întreg, dintr-un împărțim trei, în trei, trei, cum v-am zis, da? A, înseamnă că dacă o parte e 4, înseamnă că el a mâncat, unul a mâncat 4. Da, nu putem. Așa, tu așa. Ai mâncat 4. David a mâncat 4. Adică eu rămas 4 și 4 lor a rămas, da? Că ultima care ai mâncat. Și eu am mâncat 4. 4, sigur că. Și asta înseamnă că erau 12.
Așa, când te-ai trezit tu ultima dată, 12 mere au fost, da? Da. Ai mai găsit. Și atunci face 12 plus 8, pentru că am mai rămas... Nu te grăbi. Da, nu te grăbi, hai să mai raționăm. Deci nu facem decât să... Uite, zicem problema și pentru Ionuț. Noi pornim, totdeauna avem grijă așa. Când pornim o problemă, încercăm să o să pătrundem în interiorul ei cu calm și cu răbdare. O citim și pentru Ionuț. Deci, trei prieteni ajung la o cabană și cer să mănânce. Până vine cabanierul, ei adorm. Primul se trezește. Numără merele aduse pe masă, consumă partea care îi se cuvine în mod corect, apoi se culcă. Se trezește al doilea excursionist și, neștiind că primul a mâncat mere, calculează partea care îi se cuvine din merele rămase, o mănâncă și se culcă. La fel procedează și cel de-al treilea. Câte mere au fost dacă pe masă au rămas 8 mere? Foarte frumoasă problema, domnule. Da? Îmi place maxim. Și mie îmi place. Numai că noi avem răbdare și avem forța și gândim pozitiv, o facem sigur, nu? Normal. Am și pornit-o de așa. Exact. Metoda mersului înapoi pentru că... Zicem așa. Am să reprezint... Cum faceți? De la sfârșit, da? Asta e, am de la sfârșit. Am luat-o de la sfârșit, domn prof. Da, de la sfârșit, așa. Vă rog. Segmentul ăsta. Ăla. Deci, au rămas 8 mere, da? 8 mere. Spune că rămâne după ce mănâncă Daria ultima dată. Noi da. Ne-am împărțit. Noi ne-am împărțit chiar primul, trei primul e Davide, a doua Casandra și Daria. Deci, da, tu eu nu se mănâncă pe la 8, că așa nu se trezie, domnule. Bun. Deci, după ce, în ultima fază, cea de-a treia, Daria care s-a trezit, împarte merele în trei și își mănâncă porția ei în mod corect, rămân 8. Dar rămân 8, adică două părți pentru cei doi. Adică, iată, cele 8 mere trebuie să le surprindă așa. În două părți egale. Două părți egale. 4 și 4. Și partea asta o mănâncă Daria, da? Da, da. 4, Daria. Daria. Bun. Deci, practic, Daria când se trezește, găsește 12 mere. Corect. Din parte, cât corect. M-am prins ce facem. Facem 12 de 3 ori. Pentru că când m-am trezit eu, erau 12 mere. După ce m-am culcat acasă, n-am mai găsit. Deci, când m-am culcat eu, erau vreo 36. Dar tu erai primul? Nu, da, primul care te eu am fost primul. Că erau 36. Păi dacă e metoda mersului înapoi, hai să luăm pe al doilea acum. Să ne ducem la Casandra. Cea de-a doua. Casandra. Deci Casandra când se trezește... Asta mă gândesc și eu. Tu ești cabanierul. Atenție. Tu mănânci ce rămâne. Urmăriți-mă, copii. Ia, urmăriți-mă. Casandra când se trezește, găsește acolo ce găsește și mănâncă, împarte în trei. Împarte în trei și mănâncă porția sa. Porția sa și rămân două părți. Da? Rămân două părți. Adică aceste 12 mere sunt, de fapt, două părți, trebuie să împartă în două, obligatoriu. Adică porția ta, deci porția ta, tu ți-ai mâncat-o și ai lăsat lui Daria și mie. Și ție. Da. Două părți, adică câte mere? Adică... la etapa a doua, câte adică? Erau 24. 12. Le 12. 12 mere sunt pentru Daria și pentru Davide. Davide. A, deci 18 erau la început? 12 împărțit la 2, ca să vedem o parte. Da. 12 împărțit la 2 și facem cât? 6. Da? Deci, iată, acum am să îngroș cu altă culoare. Da? Pentru că ceea ce lasă Casandra, ceea ce lasă Casandra, sunt două părți. Așa că 12 mere sunt 12. M-a lăsat și Daria, da? Alea, deci, merită două părți. O parte și o altă parte. Da? Uh-huh. Dată asta lasă Casandra. Asta înseamnă că o singură parte de asta cât reprezintă? 6. 6. Și tu cât ai găsit, Casandra? Dacă ți-ai mâncat partea și ai meritat două părți. 6. Nu, câte a mâncat? Cât a găsit? Câte a găsit? 18. 18. Deci Casandra mănâncă 6 mere. Mere. Pentru că a găsit 18. Și asta mănâncă Casandra, da? Da. Casandra e a doua, mai este și Davide, el s-a trezit primul. Bun. Păi Davide, dacă ea a luat 18, ce facem 18 ori 13, vedem câte a găsit Davide? Iar te duci repede.
Vezi? Înseamnă că n-ai prins-o. Câte mere a găsit Casandra când s-a trezit? 18. 18. Și 18 reprezenta? Adică câte părți? Câte părți reprezentau? 18. Erau 3. Două părți pentru... Faci cu 18 împărțit la 2. Împărțit la 2. Și ne dă 9. Deci să fie 9, înseamnă 6 de acesta plus 3, nu? Da. Da. Asta înseamnă că David a mâncat și el 9 mere și el a găsit 27. 6 plus 3. Deci erau 27 la început. Da. Iată, asta este... Hai să vedem. Și asta la altă este... bucata pe care ia Davide o lasă, nu? O lasă da, pentru două părți. Pentru cele două, pentru cei doi, Casandra și pentru Daria. Deci el cât mănâncă? 9. Nu știu. Atenție multă. 9. 9, așa este. Deci 6. Păi fiecare a mâncat câte 9? Perfect. Nu fiecare. Casandra a mâncat 6, dar eu mâncat 4. Că e din rest, e din rest, e din rest. Hai că știu nici acum. Niciunul nu a știut că celălalt s-a trezit și un gamere. Da? Bă, ce deci, șmecheroasă deci, problemă. Acum am înțeles foarte bine. Iată, asta e ce-a mâncat Davide. Ce-a lăsat Davide. Ce-a lăsat, practic. 9 și 9 pentru cei doi. Și el își mănâncă partea sa de... Încă 9. Încă 9. 9. Așadar, câte mere au fost când David s-a sculat primul? 27! 27! Și acum problema normal, domn profesor. Ia să văd dacă ați făcut bine. Ia să vedem. Ia să vedem. Primul se trezește, numără merele, adică cele 27, cum spuneți dumneavoastră. Facem proba. Facem proba acum, domn corect. Profesor. Știți că eu nu vă cred. Consumă așa partea care îi se cuvine în mod corect, apoi deci, se cuvine. 27 total. Le împarte la 3, da. 27 împărțit la 3. Davide împarte la 3, dă 9. Își mănâncă în partea lui. Deci din 27 scădem 9 și ne dăm 18. Și se culcă. Asta pe operația lui Davide. Davide. Se trezește Casandra, neștiind că Davide a mâncat, ce face? Îl împarte în 3. Pe cele le împarte? Pe asta, cele 18. Deci 18 împărțit la 3. Aha. Și de 6. Mănâncă cele 6 mere care îi sunt cuvinte. Deci din 18 dar ei au mai rămas 4. Scădem 6 și ne rămâne 18 minus 6. 12. Și se culcă. Casandra. Acolo e Casandra. Aici da, e operația lui Casandra. Da, Casandra. Și se culcă Casandra. Trezește Daria. Trezește Daria, găsește și 12 mere. Facem 12 mere. Neștiind că ăștia s-au trezit în parte. Daria. 12 împarte la 3. Împarte la 3. Corectă. Da, e corectă. Și este egal cu 4. Mănâncă cele 4 mere care îi sunt cuvine. Deci din 12 scădem pe 4. Și vă dați 8, dar sunt făcut corect. Am și bine, da. Și mai am da. Dar și eu mai am. Stai să, da, să mai, să mai urmăgăm problema asta. Nu să plec de după problemă, să nu înțeleg foarte bine. Pentru că mi-ați sugerat cu problema asta o altă problemă foarte frumoasă, care sună așa. Trei prieteni. Scrieți-o problema asta. Trei prieteni. Stai că eu n-am terminat. Mi-ai terminat-o pe aia. Da. Repede. Cu litere sau... Ce cu litere? Da? Trei prieteni. Cum scrie vrei tu? Scrie. A, B, C. Poftim. Da? Merg la cules banane. Mai interesant, da? Și culegii toată ziua. Și culeg. Și fac o grămadă mare de banane. Vă dați seama dacă toată ziua cules. Și acum obosiți. Obosiți. Îi zic, bă, știi ce? Le împărțim mâine. În mintea fiecăruia încolțește o idee. O să mă trezesc peste noapte. Și fără să știi ceilalți, am să-mi împart în 3. Sunt corect. Toată în 3. Și îmi iau partea mea, le amestec din nou. Și mă duc și mă culc liniștit. Dorm ne-ntoarc până dimineață. Așa face și al doilea, face și al doilea. Și al doilea, așa. Dar cu o mențiune. Când primul îl împarte în 3, rămâne o banană. Ce să încurci el cu o banană, să o dea în 3, acolo nu o să poate, să-l cunoștea. Așa că
O aruncă la maimuță. Iar la maimuță pe acolo și aruncă la maimuță. Maimuța aduce înapoi. Nu. A mâncat maimuța. Banana. Maimuța el spune, bă, am terminat povestea. La fel face și al doilea, tot așa îi rămâne o banană, aruncă la maimuță. Al treilea la fel îi rămâne la banană, aruncă la maimuță. În sfârșit, se trezesc toți trei dimineață și foarte, foarte liniștiți. Nu mai au ce părți. Liniștiți, să apucă și împart cele trei, ce au rămas în trei. Se întâmplă ca să rămână două banane acum, la împărțirea asta, și spun, voi, de comun acord, nu suntem la mărbuță și n-are nicio rost, nu le vor rupe. Sunt de acord. Numai unul singur era mai trist. Cel care s-a sculat ultimul, pentru că el a văzut acolo grămadă era mai mică față de ce a lăsat el de cu seară. Vă dați seama, cine a luat cel mai multe banane? Primul a făcut grămada mare. A fost cel mai fericit el. El acum era teamă ca nu cumva să fie descoperit de celalți. El gândea în sinea lui că celalți nu s-au trezit. Mai el a fost hoțul. Mai el a fost hoțul. Dar cu toți au furat. Dar au furat pe mai puțin de la o etapă la alta. Întrebarea, câte banane au fost în grămadă? Vedeți, dură, foarte dură problema. Mult mai dură decât cealaltă. Ce clasă e asta? Aici, la... La cei de... Ca să o transpunem, să zicem, la limbajul lor, cred că ar fi bine să dau câte banane au rămas ultima dată. Ca să fie o chestie... Păi ai zis două, care le-a aruncat la... Sunt de socotii. Adică facem trei, dar mai facem. Nu avem... N-am dat câte banane au rămas... Corect, da, domnule. Să dau. Hai să facem problema împreună. Deci eu acum am fixat... Doamna, profesor, da? Puteți scoate surplusul. Așa, banane pe care trebuie să scoatem, da? Da, cele trei banane. Da. De acord, este o idee. Cele cinci banane. Patru. Trei, o dat fiecare câte una și-o mai rămas două. Și-o mai rămas încă două. Pentru că dat tot la mai mulți. Ah, cinci. Deci ei spun să ne debarasăm de balastul acesta, care e cât o banan, din grămada totală. Și pe urmă să o problema. Poate cuvinte la sfârșit o să adunăm acele cinci banane. Bun, domn profesor, m-a comunitat. Da? Da, o să adunăm acele cinci banane. Acum, hai să îmbrăcăm problema, așa cum am enunțat-o acum. În varianta asta pe care ați avut-o aici. Corect. Deci să spun câte banane au rămas la sfârșit. Da? Deci sunt patru etape. Nu trei. Da, sunt patru etape. Da. Patru etape, categorie. Ca să meargă problema... Păi nu ne spune nimic câte au mai rămas măcar la mine. Acum ne zici. Acum ne zici domn profesor. Da, problema asta nu spune nimic. Trebuie să vă spun că această problemă e pus pe calculator care m-a menționat. Aha. Deci ei se poate face un program foarte interesant și calculatorul este cel care îi dă foarte repede răspunsul. Calculatorul fiind cel care, mă rog, face, tot omul face programul, vă rog să mă înțelegeți. Calculatorul nu este stare să facă nimic decât cu contribuția omului. Omul îi face programul, îi stabilește pașii și el execută foarte repede. Ea poate fi făcută și concret, dar pe undeva pe la clasa a noua. Da? Pe la casa noua, că nu dau nimic. Dar dacă dau acum... Dați ceva să facă. Dați că au rămas 27 de bani. Hai să spunem că au rămas... trebuie să dau un număr par. Corect. Da, pentru că... Știți de ce? Că sunt două părți. Corect. Dacă dau că au rămas 13 banane, e o prostie. Că nu pot să spun așa ceva, da? Am să zic că au rămas... ultima dată, la ultima... 12. Înainte de a se trezi ei, hai să vedem. Când o dați? Asta e. Deci, înainte de a se trezi al treilea, trebuie să dăm de acolo problema, că acolo merge. Că, în final, când o găsesc și împart în trei, pot să zic așa, fiecărui revine atât. Exact. Da? Da. Fiecărui revine... Exact. Un multiplu trebuie să fie de 3, să se împartă la 3, dar și la 2. Și la 2. Și la 2, pentru că este ceea ce a rămas exact. Când am împărțit ultimul. Da.
Ți-ți minte, nu? Da, tot timpul da, da, așa. 3 ori 2, 6. Te zvii multiplul de 6. Deci dăm un multiplu de 6, să spunem, 36 de banane. 36 de banane. Deci, ultimul care se trezește și mănâncă, deci când s-au trezit toți, hai să spunem, când s-au trezit cu toții, au găsit 36 de banane. Problemă? Da, haide să enunțăm problema. Să o enunțăm în... Da, am luat noi puțin. Am luat puțin. 36, ca să fie problema, hai să zicem, frumoasă, să zicem că au rămas 300 de banane. Exact. Ca să fie, că au muncit toată ziua. Păi da, mă, da, au muncit toată ziua și rămas nimica toată. Exact. Și știi, să corespundă... 300. Nu, 300. Să corespundă realității. Corect. Cât de cât, da? Corect. Adică ne împărțim la 3, adică o parte e 100. O secundă. Deci, după ce s-au trezit toți, au găsit 300 de banane. Așa să spun. Păi da? Ca să îmbrăcăm exact în modelul dinainte. Da. Deci, după ce s-au trezit cu toții și au numărat bananele, au găsit 300 de banane. Și să facem 300 împărțit la 3. Dar nu, nu împărți, că ei când s-au trezit toți. Păi când s-au trezit toți și atunci ce fac? După ce au fiecare câte partea lui, treimea, da? Facem 300. Și cele două nu ținem cont că le-au dat la... Și alea două, 302. Păi le adunăm la sfârșit. Le adunăm la 302 atunci, ca să-l ghiți și la maimuță. Ca să aruncăm și la maimuță. 302, ca să anunțăm și la maimuță. Da. Să aruncăm și la maimuță. Bun. Dați puțin, că noi trebuie să scădem mărăcini. Păi stai, mă, că-i poate, am mers înapoi. Putem face Daria, respectând exact așa pași în fiecare etapă, da? Da? Tu propuneai să facem acest lucru la sfârșit, când găsește așa, și atunci le împărțim pe cele, să adăunăm cele 5, da? Nu, facem mers înapoi, domnule. Mergem perfect înapoi în fiecare corect etapă. Deci, repetăm. Trei prieteni merg la cules banane. Culeg toată ziua. Se culcă obosiți, le încolcește în minte ideea de a fura, de a-i păcăli pe celalți, fiecare are planul ăsta în cap, primul care se scoală împarte în trei, deci împarte în trei grămada mare care era acolo și au o grămadă, dar rămâne o banană și o dă la maimuță, o parte și-o ia el, două părți rămân. Două părți rămân. Vedeți că totdeauna rămân două părți. Două părți, corect. Pe care, nu? Cele două părți, ce face cu ele? Le pune într-o grămadă. Le pune, le adună din nou, da? Și constituie grămada mai mică pentru al doilea, care iar împart în trei. Și ea rămâne o banană, dar la maimuță. Dar știi că prima era cel mai mult. Cel mai mult, categoric. Așa și David i-a mâncat cele mai multe meri, nouă. Nu vezi, tu ai mâncat 6 și Daria 4. Da, da. Na. Păi ca la cealaltă problemă. Ca la cealaltă problemă. Ca la cealaltă problemă. Este aceeași problemă îmbrăcată altfel. Povestea a spus, dar este același lucru. Dar stai cu etapei. Pe mine pune 300 împărțit la 3. Cum? 300 împărțit la 3. Așa se va întâmpla în ultima instanță. Da. Dar noi mergem acum, ca să fim să fie problema identică cu cea dinainte, mergem de la etapa când ultimul s-a trezit. Și-a furat. Da? Și-a furat. Partea lui. Deci și-a furat partea lui, au rămas două părți, rămas cele două părți, și am spus cele două părți care au rămas, le-au adunat în aceeași grămadă, și au rămas, practic, 300 plus 2, că am zis că au dat și 2 la maimuță. Ultimul a zis că una au dat. Când s-au trezit toți 3, au dat 2. Da, păi toți 3 când s-au trezit și au împărțit. Erau 3 toți și au dat la bani. Atunci spunem că au rămas 300. 1 când s-a trezit ultimul. Când s-a trezit ultimul, da? Ultimul 301 ar fi. Că una, ba da, că a zis că una au dat la... Fiecare au dat câte una la maimuță și în final 3. Au dat 2. În final da, au dat 2. Da. Și 301 și cu 2... 303. Așa. Deci noi surprindem momentul când ultimul a făcut treaba asta și atunci trebuie să rămână un număr par. Da? Faptul că el împarte... El împarte la 3 și rămâne una. Rămâne una...
Și atunci înseamnă că a avut 201. Nu? A împărțit la 3 și a dat câte o dat de fiecare. Deci rămân cele două părți. Da. Două părți și două banane, am zis. Și da? Două banane, am zis, da. Așa, două părți și două banane. La patra etapă. Corect. Trebuie să împartă acele două părți la 3 și să rămână două banane, nu? Așa. Și am zis să zicem 300, că au rămas 300, mm-hmm, ca să se poată împărți la 3, da, când s-au trezit, da, și plus 2, 302. Da, 302. Deci dacă ultima dată au rămas 302 banane, 302 banane, da, ei dau cele, împart în 3, da, dau cele două banane deoparte și practic am aici câte 100 de fiecare banane. Da. Dar să ne amintim că ultimul care se scoală a împărțit în 3, da, și i-a rămas este o banană. Da. Da? Ei bine, banana aceea o adunăm la 301, 302, da? Banana care a aruncat-o la 302 și fac 303. 303 ăsta sunt două, sunt ce? Cele două părți, da? Pe care le-a lăsat pentru, nu după ce a luat al treilea, da, nu se împarte. Atunci ce să spunem aici? 300, facem 302 ori... 302... deci rămâne 302... 6, să lucrez cu 6, multiplul de 6 care îmi asigură. Deci să zic că 304... el împarte la 3, ar fi 303 și una 304, da? 303 împărțit la 3 fac cât? Fac 101. 101. El, ultimul, mănâncă 101, deci al treilea. 101. Da. Și rămân, restul, care rămân, sunt 200. 202 ar fi, nu? A zis să mergem pe 304. Da. Deci, ca să fie 300... 303 plus 1. Așa. Acele 302... De ce e asta? Sunt două părți rămase de la prim. Două. Da. De la ultimul, două. Deci eu trebuie să împart în 2. Ca să văd 150 de fiecare. Exact. Și 150 și 150. Mănâncă și la 150, înseamnă. Da, mănâncă și primul 150. 32 ar fi bun să rămână. Două părți plus 2. Deci dacă rămân 302, da, înseamnă că mănâncă 150 de fiecare. Da. 150. 150, fiecare, da? Da, da, da. 150, 150, așa, și 150, corect, să zicem, da? Ăsta când s-a trezit, al treilea. Dar ăstea, 150, 150, 150... Plus 2, e ultimul furăcios, nu? E ultimul furăcios, da. Pentru cel de-al doilea, pentru al treilea a fost asta, da? Pentru al doilea, el... Restul ăsta, adică 450, trebuie văzut în două părți. Da? Lăsăm-te unul acela, da, îl jucăm mai târziu. Da, deci 25. 450, deci 225, 225, da, și 225 și-a furat el. Da. Iar primul, primul face cât aici? 675. Da. Care trebuie să însemne jumătatea aceea. Și iată că acum lucrează banana aceea. Banana lucrează.
care îmi permite, da, trebuie luată și o dă la maimuță 675. Și atunci cât face aici? 675. 676. 676. 676. Da. 676. Cu banana aia. Așa. Și el a mâncat jumătatea lui 676, adică cât a mâncat aici? 338. 338, da? 338. Nu e. 328. 328, da. 328. Păi 28 ori 3. A, ori 3. 3, da, da. E bine, nu? Aha, e bine. 328. Nu e bine, mă. 300. 328, ori 3, acum. 328 trebuie să fie ori 3 ca să facă, nu... Aici sunt 2, da? Trebuie să-l împărțim la 3. Deci ăsta am împărțit numai la 2 mai... La 2 trebuie? Da, la 2, da. E la 2, 38, 338. 338, dacă e la 2. Așa. Deci, inițial, sunt 338 ori 3. Ori 3. Deci, inițial, sunt 338 ori 3. Ori 3 de la, cu banana. Și acum încercăm să jucăm banana aceea, da, să vedem aici dacă este problema. La deci 3 ori 8, 24, da. 3 ori 3, 9, și cu 2, 11, și 3 ori 3, 9, și cu 2, și cu 1, 10. Deci 1014 banane. Și am luat-o în calcul pe aia una. O dată am luat-o, dar da, că aici, n-am mai luat-o. Da, după aceea n-am mai luat-o. Așadar. 3 prieteni strâng 1014 banane. Strâng, dar 14 banane. Nu sunt multe. Adică două. Nu contează, le-au adunat. Într-o zi. Într-o zi. Într-o zi. Bun. Și primul se trezește, împarte grămada în 3. Da? Deci împărțit 1014 la 3 și ne dă cât 338. Și rămâne banană. Deci primul mănâncă o 338. Așa. Înseamnă că au fost 1015 banane. Deci au fost 1015 da, banane, da, pentru că i-a rămas una. Deci i-a rămas una. Nu. Deci hai să zicem, au fost 1015 banane. 15 banane, da. Că ăla se împarte exact. Ăsta se împarte exact, 338. Da. Da? Deci au fost 1015 banane. Da. Și în parte în 3, mănâncă partea sa, rămâne o banană de la maimuță, da, da? Da. Restul rămâne de la pățirea la 3 aici, rămâne da, una și pătirea, da, așa. Și acum, celelalte 600, cât am zis? 676 banane, iar împărțim la 3. La 3. Că el nu știe. Cele două părți pe care le împărțim la 3. Da. Și face cât 225 aici? Și rămâne iar o banană. 225. Așa face. Da, nu? Da, da. Și plus una exact, pe care a dat-o la banană. La maimuță, da. La maimuță, da, corect. Așadar, al doilea mănâncă, cât mănâncă? Al doilea mănâncă 225 banane. Le fură, domnule. Da. Le fură, nu le mănâncă. Le fură, le fură, da. Fură 225 banane. Și ne rămân 450. Rămân, da? Acest 450 împărțim la 3. Da. Împarte la 3. Și nu mai rămâne nimic. Lui ăsta trebuie să vedem noi cum facem ca să rămână aici o banană. Să rămân și lui o banană. 150 îți dă. Dar face 150 și nu mai dă exact în plus. Dar trebuie să fie aici 451, nu? 451, că dacă ai faci 451... Ca să rămână și la al treilea, unul să dea la mai mult, și după aceea când se trezesc toți trei, aruncă două banane la mai mult. Păi, dar nu e ăsta restul care a rămas la toți trei când s-a trezit? Nu, ăsta e ce găsești al treilea. Prima a mâncat atâta, al doilea a mâncat atâta și al treilea mănâncă. Al treilea mănâncă 150. Și acum, trebuie să modificăm un pic numărul pentru ca să reușim să aducem un 1 în plus aici, 451. Dar 451 ăsta... Nu se mai împart, nu mai e două părți. Așa.
trebuie multiplu de 6, tot timpul multiplu de 6, și un 3 și un 2. Deci trebuie avut multiplu de 6 avut în vedere. Și multiplu de 6 înseamnă să adun un 7 tot timpul. Că dacă adun un 7, eu am adunat acolo cât am adunat tot timpul? 1. Dar dacă am adunat 1, n-am făcut treaba deșteaptă. Trebuie să o fac să adun un 7, în care să am 6-le și plus 1. Deci trebuie reluat, să spunem, de la început aici, când am adunat pe 5, pe o singură banană, trebuie să adun 7 aici. Corect. Și dacă adun 4 plus 7, 21. Așa, 1021. Da. 1021. 1021, dacă plecăm din start. Dacă îl împărțim la... Scădem un 1. 1020 la 3. 1020 împărțit la 3. Se împarte. 1020 la 3. 340, domn profesor. Deci 340. Da. Da. Și acum fură 340. Fură 340. Așa. Una o dă la maimuței, merge și acum fac Cristina 1020 minus 340. 1020. Da. 680, domn profesor. 680 rămân. Împărțirea 3, Cristina. Nu. Rămâne rest. Trebuie să rămân rest. 226. Și rest? 2,6 înseamnă rest 2? Rest 2, cred că așa. Ia vedeți. Nu, trebuia 1. Da, rest 2 rămâne. Înseamnă că o putem reformula aici. Aici arunc două, două. Mare, da. Deci așa. Puneți 26 acolo. Așa. 26 plus 2. Plus 2. Da. Așa. Așa. Acum Cristina ia că 26 ori? Ori 2. Dublu. Ori 2, da. 452. Care merge foarte bine, împărțim la 3 și rămân rest 2. Da? Da. Rest 2. Aici iar rest 2. Deci tot rest 2. Aha. Putem modifica da, problema. Da, da. Două banane, două banane. Bun. Și... Imediat, stai puțin. În final, 150 ăsta, ori 2, 300 rămân. 300. Și două care le aruncă? Sau nu le mai aruncă? Nu le mai aruncă. Nu le mai pune. Gata. Da. Și în final le rămân părți egale. Rămân părți egale. Nu mai aruncă la bani. Dacă vreți ca problema să curgă în logica aceea cum am spus-o, cum am zis aici că adunăm un multiplu de 7, un singur 7, o să adunăm un multiplu de 7, adică pe 14. Și atunci va merge problema perfect. 1, 1, 1. Da. Da. Deci, atenție, reiau un pic problema. Sigur că am complicat-o, mă rog, așa mi-am amintit problema asta. Ea este mult mai dificilă decât am gândit-o aici. Da. Nu se dă nimic. Și numai în logica asta, dacă nu puneam că rămâne restul 1 sau rămâne rest 2... Resturile ne-au încurcat. Resturile încurcă foarte tare problema. Exact. În rest putea problema să meargă foarte bine. Foarte. Eu v-aș propune așa, să încercați să o refaceți pe asta, în logica aceea nu rămâne rest la sfârșit de fiecare dată și ați îmbrăcată exact ca aici, da? Da, ca să nu mai pierdem timp. Și rămâne, sigur că da, mă duc prea mult cu vorba, deci rămâne așa, rămân 300. Da? Deci rămân 300 după ultima operație, nu? Ca și 30 toți. Da, da. Apa, să iau din nou. Te rog să-ți notezi așa, să notăm problema totuși, da? Deci trei prieteni ABC, trei prieteni ABC culeg banane. Da? Hai să scriu. Ați scris asta? Da, am scris. ABC. Trei prieteni ABC culeg banane. Da. Primul se scoală, primul se trezește, împarte grămada în trei, da? Împarte grămada în trei și ce am spus că face? Își ia partea. Își ia partea. Și lasă
pentru cei doi, restul. Și a partea. Și rastă pentru ceilalți doi, restul de banane. Al doilea. Al doilea, adică B, se trezește, împarte în trei grămada rămasă, da? Împarte în trei grămada rămasă. Deci A se trezește, împarte în trei grămadă, în trei grămada pe care o descoperă, își ia partea și se culcă, da? Da. B-ul face același lucru. Împarte grămada rămasă în trei. Da? Grămada rămasă în trei. Își ia partea. Și își ia partea și se culcă. Și la ce face? Același face același lucru. Găsește grămada, împarte în trei, își ia partea, face același lucru. Face același lucru. Face același lucru. Dimineață, când se trezesc toți trei, găsesc 300 de banane. Deci dimineață, când se trezesc, dimineață, când se trezesc, găsesc 300 de banane. Să se afle câte banane au fost în grămadă, inițial. Câte banane au fost în grămadă? La început. Da. Câte banane au cules. Și acum să facem altă problemă. Cine mai avea o problemă? Da, mai am. Da, băi, dar sunt atât de multe la voi aici, că nu știu pe care să vă aleg. Da, vreau și eu una. Zi, mama, hai. Zi. Așa. Deci. Zi, Daria. Zi tu. Într-o pungă cu figurine de ciocolată sunt de trei ori mai mulți iepurași decât ursuleți. Deci într-o pungă? Într-o pungă cu figurine de ciocolată sunt de trei ori mai mulți iepurași decât ursuleți. Deci iepurașii, ursuleții se notăm pe un singur segment. Ursuleții, da? Da. Iar iepurașii să punem de trei ori. Una, două, da. Trei. Iepuraș. Spun continuare? Da. Iepuri, da? Dacă se pun 5 ursuleți și se scot 2 iepurași, numărul iepurașilor va fi dublu al numărului ursuleților. Nu e ca aia de karate? Vedem, asemănătoare. Deci, domnul m-a nebunit, adică mi-a zis, mă, nu știu câte ori, învață problema asta și am memorat-o. Dar nu trebuie memorat. Am învățat-o, cum să o fac. Hai să vedem, hai, ia mai știu de data. Asta e important. Așa, deci, atenție, ăștia sunt... Dacă se pun 5 ursuleți. Deci dacă punem mai adăugăm 5 ursuleți. Da, și scoatem. Deci 5 și scoatem 2 iepurași. Și dăm înapoi 2 iepurași. Da. Iepuri. Numărul iepurașilor va fi dublul numărului ursuleților. Adică iepuri vor fi de 2 ori mai mult. Da. Iepurii vor fi de 2 ori mai mult. Mai vedem o dată, mi se pare chiar și eu greșeam aici. Iar e greșeam. Ia zi, mă te rog. Deci, într-o pungă cu figurine de ciocolată sunt de 3 ori mai mulți iepurași decât ursuleți. Deci de 3 ori iepurașii mai mult decât ursuleți. Dacă se pun 5 ursuleți și se scot 2 iepurași. Se pun 5 ursuleți. Se adaugă. Aha, da, da, am zis bine. Se pun 5 ursuleți, corect. Da. Și se scot 2 iepurași. Numărul iepurașilor va fi dublul numărul ursuleților. Câte figurine erau la începutul? Așa, am înțeles. Sau profesor. Ia să văd. Hai că e bună, e bună. Cred că am constatat ceva acum, nu știu, când citeam, am constatat o chestie. Deci, noi spune că la început iepurașii erau de 3 ori mai mari, mai mulți decât ursuleții. Da. Și dacă punem 5 și scoatem 2, atunci ar fi de 2 ori mai mari. Atunci înseamnă că eliminăm surplusul, adică 5. Hai să vedem, cu calm și cu răbdare să pătrundem problema. Deci, punând 5, da.
Da? Și luând 2 din numărul total de iepuri, practic ce am făcut acum? Este 2 ori mai mare. Dar am putea să, acum am putea să punem, să adăugăm 5 la fiecare segment. Da, 5. Așa, să adăugăm pe 5 la fiecare segment. Deci ăstuia se fac 5. 5 și la celălalt 5. Și ne închipuim că și celălalt segment are i-am 5. Pus încă 5, da? Deci am pus 5 aici în capăt. Da. N-ar fi bine să punem 10 în capătul ăsta? Ba da. Și pentru că acest 5 aici, 5 la fiecare din ei pus și înseamnă că punem 10 aici, da? Da. Deci punem 2, 2 segmente sunt 5 și 5. Deci, practic, acum am făcut cele două segmente ca mărime, pun 5 și încă pun 5, da? Și punând 10-le aici, am reușit, să mă duc la dublu. Da, în segmentul ăsta, hai să vedem așa se face. Deci, copii, urmărim. Da. Am pus 5. Și am făcut segmentul ăsta. Uitați-l așa. Da. Până 5. Ei, ca să fac dublu aici, înseamnă că îl iau o dată segmentul de sus, da? Și încă o dată segmentul acesta. Deci îl iau de două ori. Dar În fiecare moment adaug acel 5 și aici și în partea cealaltă. Adică... Deci, practic, am adunat 5 cu 5 aici. 10. Da? 10 sunt aici. Facem 5 plus 5 care ne dă 10 și pe aia facem 10 plus 2 care ne dă 12. Înseamnă că un segment este 12. Deci un segment de ăsta este 12. Deci 5 cu 5 și 2 ăsta care... L-am dat înapoi, deci capătul care s-a adăugat, deci înseamnă și că un segment este 12. Un sigur segment este 12. Deci 24. Da? Și deci... Da. Câți iepurași au fost inițial? Adică au fost 36. Da, 12 ori 3. 12 ori 3. Da, 3. Că fiecare segment de ăsta înseamnă... 12, da? 12. Da. Și cum sunt au fost 3 segmente inițial, înseamnă că am avut 12, da? Da, da. 12 ori 3. Și 12 ori 3. Ursuleț cât? Păi ursuleț înseamnă inițial? Că facem... Inițial facem 12 minus... Ba nu? Am ursuleț. Da, ursuleț. Tot 12 ori 3. 12, sigur că la 12 Daria. Pentru că au fost același segment de aici, nu? Da. Da. Ei, 12 și acum când s-au adăugat 5 ăștia, sunt 17. 17. Da? Și iepuraș pleacă 2. Iar din 36 au plecat 2, 34 împărțit la 2, 17. Deci este corect raționamentul. Da. Dar acum haideți să-l facem să înțelegem cu adevărat. Până acum am bușbuit. Da. Ca să am dat eu m-a ajuns. Deci m-a ajuns să gândim pe o problemă. Te rog. Facem 5 plus 5. Dar de ce 5 plus 5? Pentru că trebuie să aflăm cât este un segment. Ca să aflăm cât este un segment, trebuie să facem 5 plus 5, care îmi dă 10, plus încă 2 ora, sunt plusul. Așa, 2 ăsta. Și felul ăsta s-a umplut segmentul ăsta, da? Da, și aflăm cât este un segment. Și am aflat exact cât este un segment. Pentru că, insist, după mișcarea care am făcut-o de a adăugat, de a-mi adăugat 5, îndată, fiecare segment care era o treime, se mărește cu 5, da? Corect. Celălalt segment, iarăși se mărește cu 5. Și atunci ce am făcut? N-am făcut decât 5-ul ăsta care am mărit. L-am mărit pe al doilea segment, l-am pus în capătul segmentului. Deci am pus 10. 5 și 5. Intenția sau dorința mea este ca, în momentul acesta, să rămână doar jumătate adică numărul iepurașilor la momentul acesta, după ce și între cei doi au plecat, să însemne ce? Dublu segmentului acela care s-a format aici. Dublu. Ce? Da. Deci mă interesează aici faptul că a rămas dublu, triplu acesta, al treia segment e compus din 5, 5 și 2. 5, 5 și 2. Da?
5, 5 și 2, adică 12. Cum redactăm? Haideți să vedem cum redactăm. Adică cum facem această operație? Da. Să facem 5 ori 2, 5 ori 2, deci plus 2. 5 plus 5 plus 2 este egal cu 2, o treime. O treime, voi n-ați făcut, n-ați făcut asta. Ba, da. Egal cu, cu segmentul... Nu n-am făcut. Încă n-ați făcut, frate. Egal cu segmentul acesta micus, cum să zicem, să notăm. Cu, egal cu segmentul, hai să zicem așa, A, B, C, D. Egal cu segmentul CD. Așa putem scrie, da? Da. Deci 5 plus 5 plus 2 egal cu CD. Iar CD-ul este compus din cine? Egal cu 2, 5, egal în final cu cât zicem, 5 cu 5, 10 și cu 2, 12. Așa. A, D, tot AD-ul este din cât acum? Sunt trei segmente de acestea. Nu că așa iepuri însemna trei segmente. 15, 12 plus 12 plus 12. Deci vine 3 ori 12 și egal cu 36. Da? 36. Da. Iar ursuleții? Ursuleții 12. Da? Astea sunt iepurii. Iar ursuleții? 12 plus 5. Nu acum. La inițial. Inițial 12. Inițial. Zice după manevra aceea sunt. Da? Dar în inițial, așa sunt ursuleții. Să notăm iemien. Iemien ursuleții. Iemien acesta. Mână. De la M până la N. Lungimea este de 12. Că segmentele mână, trebuie să spunem că mână, mână egal. Egal cu AB. Da? Cu AB egal cu CD, cu BC și egal cu CD. Deci segmentele acestea inițial au fost de aceeași lungime. Mai rea o dată și desenez cu culori ca să începem și mai bine. Nu avem voie să plecăm de la problemă fără să o înțelegem bine. Așadar, printr-un segment am măsurat iemien, cum am notat noi aici, ursuleții. Iepurii, spune problema, că sunt cu cât mai mult. De câte ori sunt mai mult? De 3 ori. 3 ori, da. Deci o dată, de 2 ori, de 3 ori. Iepurii. Ca să-mi iau câte puiule, ai înțeles? Da, am înțeles. Bine. Da? Ce facem acum? Mărim cu 5. Da, cu 5. Care înseamnă cu 5 ursuleți. Și asta înseamnă că mărim pe ăsta o dată și încă și punem capătul aici. Translăm pe ăsta de aici, îl punem aici. Și încă o dată că și pe ăsta îl mărim. Și iată că în momentul de față am pus aici 5, 5 și 2 am luat. 2 am luat din segmentul ăsta. Și atunci segmentul ăsta de aici îl vedem. Ăsta de aici până aici este compus din 5 plus 5 plus 2. Adică un singur segment înseamnă 12. 12. Și acum e logic, clar, se vede, nu? Perfect. 12, 12, 12. Deci 3 ori 12 fac 36 de iepuri. Și din partea asta este mână care înseamnă 12 ursuleți, da? Și vă rog, în moment, vreau să vă facem și proba. Da? Adică din 36, 36 împărțit la minus 36 minus 2 fac 34. 34 împărțit la 2 egal cu 17. Da? 34 împărțit la 2 egal cu 17. Și încă ceva de observat că 17 e lungimea segmentului mărit cu 5, adică iemien ăsta este egal cu 12 plus 5, nu? 12 plus 5 se face 17. Deci este aceeași
situații, clar, și problema este bine, corect rezolvată. Da, altcineva? Nu mai am una, drăguță. Foarte drăguță. Eu am sunt drăguțe. Da. Vreau așa. Știu. Să epuizăm pe Daria. Ah, ok. Dar să știți că am destul de multe. Păi, da, Daria, lasă-l și fie. Da, lăsați-l pe David mai întâi. Da. Apoi pe alea. Vă rog. Am găsit ceva. Deci, o gospodină trebuie să cumpere pahare și farfurii. Pentru 12 pahare și 10 farfurii se plătesc 106 lei. Pentru 15 pahare și 25 de farfurii se plătesc 220 de lei. Cât costă un pahar și cât costă o farfurie? Repetă, frate. Mai rar, sigur. O gospodină trebuie să cumpere pahare și farfurii. Pentru 12 pahare și 10 farfurii. Mai rar, mult mai rar. Deci, așa, ne imaginăm cum merge la magazin și au propus să cumpere pahare și farfurii. Da? Pentru 12 pahare și 10 farfurii. Pentru 12 pahare și 10 farfurii. Și 10 farfurii se plătesc 106 lei. 106 lei. Pentru 15 pahare. 15 pahare și 25 de farfurii. 25 farfurii se plătesc 220. 220 lei. Cât costă un pahar și cât costă o farfurie? Cât costă un pahar și cât costă o farfurie? Trebuie să facem 220 minus 106 ca să ne dăm seama cât ar costa 15 farfurii și 3 pahari. Iată o idee interesantă. Deci ea spune așa. Dar ea spune că ar face scăderea dintre 220 și 106 și asta ar însemna că prețul pe care îl obține face referire la cu cât au crescut numărul paharilor la 12 la 15? Cu 3. Și la farfurii de la 10 la 25 cu 15. Deci mai are ea o informație pe care o face foarte repede și spune în afară de situația 1 și 2 pe care așa, e și asta la care ai ajuns tu, da. Că pe 3 pahare și cât ai zis? Pe 3 15. Pahare și 15 farfurii. Da. Ar da 114 lei. 220 minus 106 ce face? 114 lei. De acord. Pe 220 minus 106, 114 lei. Și de aici. La valorifică. Păi da. Și de aici putem să facem 114. Deci 3 pahare. Hai să zicem așa. 3 pahare. 1, 2, 3. Pahare, da? Am spus prin segment, am desenat prețul unui singur pahar. Printr-un segment ăsta. Și 15 farfurii, nu știu prețul cât este, mai mare, mai mic, dar cert este că pot să spun așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puncte până la 15. Da? Până la 15. Pe cele 15 farfurii și 3 pahare, Daria observă că ar plăti 114 lei. Ce ai gândit? Cum ai gândit? Ai și rezolvarea? Nu, cu desenul, ca să zic. Tu ai făcut cele 15 segmente, da? Bun. Trebuie să fac problema, trebuie să o fac numele la... Cred că m-am gândit că am putea să numărăm câte segmente ar fi și ar fi 18 și să împărțim 114 la 18. Dar spune că sunt prețuri egale? Nu. Și am desenat
segmentul ăsta egal cu ăsta? Putem să facem 106 plus 220 și pe aia din... 106 plus 220. Și după aia scădem 114. Dar de ce? Care-i logica? Păi logica este... Cassandra, este bine ce-am făcut până aici? Da. Deci, practic, el observă că ar putea să scadă și justifică acest raționament pentru că sau diferența de preț de 114 vine din următorul motiv, că are 3 pahare în plus cumpărate și respectiv 15 farfurii. Și deci, ăsta este lucru interesant. Acum, eu v-aș invita să ne închipuim că gospodina se duce și nu vrea 3 pahare și 15 farfurii. Vrea un singur pahar și 5 farfurii. Păi, de ce mă gândesc la un pahar și 5 farfurii? Dar de ce să nu fie un pahar și un farfurii? Mi-ar place un pahar și farfurii. Dar eu am gândit așa un echipaj dintr-un singur pahar și 5 farfurii. De ce oare? Păi, ați căzut 2 și 10 și... Faci bun să faci pe mine. Visez la chestia asta. De ce am gândit eu un singur pahar și 5 farfurii? Putem să mergem prin metoda falsei ipoteză? Nu. Poate să fie, poate să fie, dar dacă vii cu argumente concrete, uite, așa propun. Păi putem să facem... Eu cred că ați vrut să împărțiți totul la 3, domn profesor. Asta. Eu asta cred. Pentru că 15 se împarte la 3. Și 3 se împarte la 3. Deci eu am surprins momentul când am prins 1, 2, 3, 4, 5, 5 farfurii și un pahar. Exact. Am făcut un echipaj. Corect. Apoi un alt echipaj format din celălalt pahar. Și iar 5 farfurii. Eu așa cred. 5, da? Și 5 cu 5 cu 5 ultimul echipaj, da? Fac 15. Corect. Și 4 și 1 pahar și 1 și 2, 3 pahare. Da. Și cred că și 114 sunt parte. Și la 114 am... Sigur. Eu cred că se împarte la 3, că dacă nu se împarte la 3, e o problemă pentru mine. Cred și așa mi-am închipuit că s-a dus cu un singur pahar și cu 5 farfurii. Așa, să împărțim la 14 împărțit la 3. Ăsta e motivul de am făcut cuplajul ăsta. Care ne-ar da... Cât face 114? 38 de lei. Deci, practic, am o nouă situație foarte importantă, a patra situație, care spune așa, un pahar și 5 farfurii costă 38 lei. Un pahar și 5 farfurii costă 38 de lei. Acum să vedem cum facem. Acum este un moment. Stați că am o idee. Păi acolo împărțim. Facem 38 împărțit la 5. Păi putem să facem 38, adică suma aceea. Zi 38 ăsta. Ori 15. De ce te gândi la aceea? M-am gândit că am putea să aproximăm 1 și 5 să fie cât mai aproape de unul dintre situațiile acelea. Una dintre situațiile de mai sus. Și putem să aprox 38 ori 25. Nu ori 25, că apoi n-ar fi bine. M-am gândit să-l aproximez la prima situație? Dacă vrei să ne ducem la prima situație, da, ar fi atunci, altfel. Cum ai gândit? Te rog să... Aș putea să fac 106. Deci 106, da. Da. Minus... Nu. Ai pornit binișor, adineaur, deci, când ai zis așa. Ok, deci 38. Vrei să te apropii? Da. Vrei să te apropii? De prima situație, te-ai focalizezi atenția aici, prima situație, da. Și vrei să te fii farfuriile același număr sau paharele același număr? La farfurii aș dori. La farfurii. Da. Îți place mai mult la farfurii? Da. De ce? Pentru că
poți. 5 față de 10 ar însemna să mulțești cu 2. Da, dar în schimb la farfurență ar însemna să mulțești cu 12. Atenție, atenție, nu fugi de colo colo. Rămâi aici. Rămâi. Da, rămân. Deci, dacă mulțim asta nu cu 2, da. Situația de aici, ne închipuim că ar lua 2 pahare și 10 farfurii. 10 farfurii și ar da 76 de lei. Deci, de aici ar reieși. Ar reieși că pentru 2 pahare și 10 farfurii, Ar plăti 76 lei. Da, acum poți să combat cu prima. Sigur că da. Da. Mă, chiar că poți, dar... O secundă. Pentru toată lumea, atenție mult. Deci, copii, pentru 12 pahare și 10 farfurii, plătești atât. Pentru 15 pahare și 25 de farfurii, plătești atât. Oare n-am fi reușit noi... Dacă analizăm cu atenție, să ne ducem mai repede spre, decât să facem diferența, nu știu ce, să fie reușit să comparăm fie farfuriile, fie paharele, să fie același număr. Dar dacă nu ne-a venit în minte, atunci am mers pe varianta... O secundă. Că Daria a punctat bine. Da. Ea și le scade pe cele două, face comparație în astea două și spune dacă din 220 scad pe 106, e clar că apare 114 lei și pe cine dă? Pe 3 pahare în plus, ca să ajunge la 15 și pe 15 farfurii. Bine, nu? Da. Și am mai mers un pas și am spus așa. Ce bine ar fi să ne închipuim situația când am un singur pahar și o singură pahar și o singură și am împărțit în 3, da, grupe de câte 3 și a fost la 3 și ne-a dat foarte bine situația asta. Și acum ne întoarcem și spunem de cine să mă apropie aici? Cel mai bine mă apropii de 10, dacă mulțesc totul cu 2. Corect. Și pe 2 pahare și 10 farfurii dau 76. Putem să facem 106 minus 76, care ne dă 30. Și 30 ăla înseamnă 10 pahare. Foarte bine. Deci prinde bine problema și ea se sesizează acum. 10 farfurii, 10 farfurii.